Bună ziua! Astăzi vom face o rețetă foarte simplă de conopită cu usturoi, o rețetă bineînțeles de post vegană, așa cum v-am obișnuit, mai dietetică, o rețetă recomandată persoanelor vegane, vegetariene și celor care țin post, dar nu numai. Pentru această rețetă vă voi lăsa ingredientele jos în descriere și le voi aminti și în acest video. Într-o oală pe foc mediu vom pune aproximativ un litru de apă. Vom pune deasupra o sită. Important este ca sita să nu atingă apa. Vom pune o conopidă pe care am spălat-o foarte bine și am rupt-o în buchețele mai mici. O vom pune în acest vas perforat de inox și vom acoperi și vom lăsa să fiarbă conopida la abur. Când conopida a fiert, se vede că intră furculița foarte ușor în ea, o vom transfera într-un bol și o vom lăsa să se răcească pentru 15-20 de minute. Apoi vom face un dressing din 2-3 linguri de ulei de măsline presat la rece, 2-3 căței de usturoi zdrobiți și sare și condimente vom pune după gust. Eu am adăugat o lingură cu vârf de boia de ardei dulce, oregano, busuioc și puteți adăuga alte condimente care vă plac. Amestecăm foarte bine acest dressing și îl vom pune peste conopidă. Eu am avut o conopidă de 400 de grame maxim, o conopidă mică. Dar cantitatea pe care am folosit eu nu este atât de importantă. Puteți să faceți câtă conopidă doriți. Amestecăm foarte bine conopida cu condimentele ca să fie foarte bine omogenizat și apoi putem să servim această conopidă delicioasă cu un piure sau cu un pilaf sau, de ce nu, și cu paste, cred că merg. Și cu orice altceva doriți dumneavoastră. Este o rețetă delicioasă. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!